La 20 de ani de la primul gong care a răsunat pe scena Teatrului de Proiecte George Ciprian, scriitorul Marini Frim a lansat o carte aniversară dedicată acestei instituții de referință pentru Buzău. Conținutul cărții se rezumă la niște amintiri care, pur și simplu, dacă nu le așezam pe hârtie, cred că mă îmbolnăveam. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, cea mai grea și cea mai frumoasă, pentru că cine are impresia că la teatru se muncește așa, eu știu, într-o veselie de-asta, un fel de concediu de odihnă, așa, ca să muncind în concediu de odihnă, se înșeală. La teatru viața este infernală. La începuturile Teatrului Ciprian, acum 20 de ani, Marini Frim a făcut parte din colectivul de oameni sufletiști care au pus umărul la evoluția instituției. Formația sa de scriitor l-a ajutat să vadă, să rețină și acum să povestească despre întâmplări și despre mari artiști care au trecut prin scenă și mai ales prin culisele teatrului. La teatru am atins apogeul, să spun așa, unei învățământului ăsta, cultural, să spun. L-am avut pe Paul Ioachim, pentru mine a fost... Cred că nici dacă mi-ar fi oferit cineva o creștere din asta, dacă aș fi fost copilul unui prinț, unui, nu știu, un om bogat, să fiu trimis la niște studii speciale, să învăț pe bani grei, să fiu educat, nu reușea ceea ce a reușit Paul Ioachim să facă din mine. M-a transformat pur și simplu. Zilnic aveam discuții, de multe ori în contradictoriu, de fiecare dată luam câte o lecție și de cultură și de viață. Regizorul Paul Ioachim a fost întemeietorul Teatrului de Proiecte George Ciprian și primul său director. El este cel care a crezut în evoluția acestui gen de teatru și a celor care i s-au dedicat trup și suflet. E un teatru care deja acum a atins o formă atletică, aș putea să spun, pentru că eu n-aș mai face față la acest rit care se întâmplă acum aici, cu spectacole, cu toate lucrurile astea. Și cel mai important din tot ceea ce se întâmplă este faptul că teatrul își dedică o bună parte din activitate tineretului. Teatrul există în Buzău, așa cum spunea și Marini Frim, poate sta alături de biserică, pentru că dacă știm și mergem cumva în urmă, teatrul s-a născut în biserică, din biserică, apoi a ieșit în stradă, după care au început evoluțiile respectiv actorilor și instituția teatrului. Ne întâlnim și peste 20 de ani? Doamne ajută, mulți ani înainte, nimeni nu a dat sorți de izbândă acestui fel de teatru, pentru că vorbim despre un teatru de proiecte, un teatru care a devenit apoi model pentru foarte multe teatre din București și din țară. Autorul își promite sieși, dar și publicului buzlean, că această a 29-a carte a sa, care a fost dedicată Teatrului George Ciprian, va fi urmată de alte volume, pentru că toți marii artiști care au trecut prin teatru au lăsat urme de neșters, chiar dacă unii dintre ei au trecut în neființă.